În momentul în care eu am făcut tutorialul pentru aceste pătrățele grene cu floarea în relief, la comentarii o doamnă, Daniela, cred, dacă mi-amintesc bine, ne-a scris, poate faceți și un proiect cu aceste pătrățele. Între timp eu m-am gândit cam ceea ce aș putea realiza și am ajuns la concluzia că putem realiza o bluziță.